Evenimente demne de un film de acțiune, noaptea de miercuri spre joi în municipiul Reghin. În jurul orei 1, echipajele de jandarmi și polițiști din municipiul Reghin au fost sesizate de către poliția locală Reghin asupra faptului că în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada gării, în momentul apariției patrulei, trei persoane cu un comportament suspect au fugit din parcul tineretului, abandonând un sac de rafie în care se aflau telefoane mobile de diferite mărci. Azi noapte, în jurul orelor 12.30, patrula poliției locale, patrula mobilă, aflată în zona magazinului Kaufland, a auzit odată o alarmă la unul din magazine. Imediat s-a deplasat la fața locului și în momentul când au ajuns în, în parcarea cea mare de la Kaufland, au văzut în zona parcului Tineretului, înspre strand, un grup de trei suspecți care încercau să dispară. Deci, la vederea mașinii poliției, au început să, să devină agitați și să înceapă să fugă chiar. Imediat și-au dat seama agenții că este vorba de ceva suspect, mai ales că au văzut că au în mână un bagaj mare. Era un sac de rafie, un sac mare de rafie. Au trecut la urmărirea lor, au intrat cu mașina în parcul tineretului, noroc că nu era bariera pusă, au reușit să cât de cât să se apropie de ei, dar fiind mai, mai iuți probabil, s-au împărțit în trei direcții. Agenții au reușit să iasă la unul în zona IRM-ului, să iasă la unul în față, cel care avea bagajul, care la vederea lor a lăsat, a aruncat bagajul și a luat-o la fugă. Imediat s-a trecut la, între timp au reușit să anunțe ofițerul de serviciu de la Poliția Municipiului, care uh, a trimis uh, în ajutor uh, cea mai apropiată patrulă. De obicei așa se face, fiind o patrulă de, de, jandarmi care ulterior a reușit să prindă una din persoane. Patrula de intervenție de a subunității a fost solicitată să intervină în sprijinul poliției locale uh, Reghin, care au uh, suspicionat trei persoane care aveau un bag -ba bagaj voluminos asupra lor, iar la vederea lor au fugit. Uh, colegii mei au ajuns la fața locului, s-au informat asupra situație de fapt și desfășurând alte activități polițienești, au depistat în uh, intrarea pe podul de fier în uh, cartierul Libertății două persoane care la somația colegilor mei de a se opri, au luat-o la fugă. Uh, unul dintre colegi a somat, nici de această dată nu s-a oprit, a executat un foc de armă în plan vertical. Foc de avertisment, moment în care una dintre persoane s-a oprit, a fost uh, încătușată, condusă la sediul poliției municipiului Reghin și care ulterior a declarat verbal că este unul dintre autorii uh, unui furt de telefoane mobile. Suspectul reținut în vârstă de 37 de ani a fost condus la sediul poliției Reghin, unde a recunoscut că este autorul furtului. În urma cercetărilor efectuate de echipa operativă, s-a constatat faptul că în magazin s-a pătruns prin forțarea ușii de evacuare în caz de incendiu cu un levier. Prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate, iar autoritățile sublinează că a fost o muncă în echipa structurilor responsabile din municipiu. Mulțumim colegilor de la Poliția Locală și celor de la uh, Poliția Municipală și se vede că este o bună cooperare între cele trei instituții pe uh, linia asigurării ONU și niște Publice municipiului. Reg. Noi, noi avem la nivel de municipiu un plan comun de pază. Avem zone de care răspunde Poliția Locală, zone de care răspunde Poliția Municipiului și jandarmeria. Uh, la fieca, de fiecare dată la intrarea în serviciu, uh, agenții de Poliție Locală se prezintă la Poliția Municipiului, de unde Iau toate informațiile apărute noi sau așa, deci sau informații, persoane urmărite sau știu eu, toate informațiile care specifice muncii noastre și de-abia după aceea intrăm în serviciu și ținem o legătură în permanență cu forțele de ordine. Jandarmii au întocmit documentele legale de constatare a infracțiunii de furt calificat și le-au predat lucrătorilor din cadrul poliției Municipiului Reghin în vederea continuării cercetărilor.